Bună ziua, dragi prieteni, și bun venit și săptămâna aceasta la Pilula Pedagogică. Eu sunt Doru Crestean și azi am să vă vorbesc puțin despre creativitate. Un concept mult folosit și mult vehiculat în ultima vreme. Aș merge chiar până acolo încât să spun că, dintr-un anume punct de vedere, probabil niciodată creativitatea, această caracteristică a comportamentului uman și totodată această valoare a umanității n-a fost niciodată mai bine și mai mult cultivată decât în acest moment. De ce stau lucrurile așa? Cel mai probabil pentru că trăim vremuri alerte, vremuri foarte dinamice, cu schimbări numeroase, semnificative, bruște. Iar dacă privim către originile evolutive ale creativității, vom vedea că acest tip de comportament a înflorit în cadrul speciei umane tocmai pentru că suntem o specie exploratoare, o specie care s-a expus în mod agresiv la nou de-a lungul istoriei și care a mizat în permanență pe această abilitate de a găsi soluții în medii noi și eventual ostile. Sigur că e un comandament și este un imperativ până la urmă legitim acesta de a cere sistemelor educaționale să dezvolte creativitatea elevilor. În același timp aș spune că acest lucru e ca mai întotdeauna ceva mai, mai greu de făcut decât de spus. Aș vrea în primul rând să reacționez la ideea care sună plauzibil și care este mult circulată, că ar trebui să avem școli care să dezvolte mai mult creativitatea și care să descurajeze simpla acumulare de cunoștințe. Ca și în alte cazuri, cred că avem de-a face cu o dihotomie și cu o falsă dilemă, ca să folosesc un limbaj logic. Pentru că, de fapt, o să o spun cât se poate de limpede, nu există creativitate care să nu provină dintr-o bază cognitivă și dintr-o bază mnezică substanțială. Mai simplu spus, cu cât știm lucruri mai multe și mai diverse, cu atât comportamentul creativ devine mai probabil. Pentru că nimeni nu devine creativ în vid, nu poți deveni creativ fără să ai ce, anume să pui în atanorul ăsta al creativității, fără să ai materia primă pentru a livra în permanență soluții noi. De asemenea, poate că ar trebui spus și faptul că a fi creativ nu înseamnă întotdeauna a livra și soluții viabile. Poți fi creativ, iar rezultatul creativității tale să fie de fapt produse care sunt neviabile sau să fie lucruri care sunt inferioare cumva lucrurilor deja existente. Cu alte cuvinte, creativitatea eficientă, creativitatea care aduce realmente soluții noi la probleme mai vechi sau mai noi, e mai degrabă rară, dar asta nu înseamnă că ea nu trebuie cultivată. Am să citez o definiție a creativității dintr-un articol semnat de profesorii Radu Predoiu și Alexandra Predoiu, un articol care se numește Creativitatea în învățare. Iar în acest articol sunt citate mai multe definiții ale creativității. Am selectat două, ceva mai vechi, una din 1978 a lui Torrance, care spune în felul următor: un proces, creativitatea este un proces care conduce la elaborarea de soluții noi, neîncercate. Pentru aceasta se asociază informațiile existente în memorie cu cele noi, se caută soluții, se testează, se retestează alternativele, se perfecționează și în final se comunică rezultatele. De asemenea, pentru a folosi și o definiție ceva mai nouă, definiția lui Thompson și Jacques din 2017, creativitatea este ceva ce presupune noutate, originalitate și utilitate. Este folositoare, trăsături care descriu un produs creator. Acestor criterii li se adaugă autenticitatea și simțul estetic. Cu alte cuvinte, produsele noastre creative sunt produse care trebuie cumva să treacă testul foarte dur de obicei al realității și al viabilității.
De asemenea, l-aș cita din același articol pe psihologul Csikszentmihalyi, care considera într-un studiu din 1996 că există trei sisteme care susțin și condiționează creativitatea. Pe de o parte este sistemul cultural, da? Care păstrează și transmite ideile creative, sunt indivizii care au sau nu un mindset, o mentalitate creativă, și nu în ultimul rând instituțiile sociale care trebuie să selecteze ceea ce este valoros. Cu alte cuvinte, creativitatea nu apare niciodată în vid, ea apare la nivel individual prin prelucrarea a ceea ce individul deja știe și a gândit în mod profund de-a lungul timpului, iar acest individ este crucial să existe în interiorul unei culturi care are mecanisme viabile și eficiente prin care să transmită produsele creative de-a lungul generațiilor, nu în ultimul rând, ci chiar în primul, prin intermediul unor instituții sociale funcționale. Vă mulțumesc și vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă pilulă pedagogică. La revedere!